Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod de Gold Rush pe Barbă Neagră. Fraților, înainte să începem, vreau să vă reamintesc de sponsorul acestui canal, și anume eneva.com, unde găsiți jocuri foarte ieftine, foarte reduse și de toate feluritele. Linkul în descriere și cu codul BARBĂ obțineți o reducere, în plus față de reducerea actuală, de încă 3%. Așa că dacă sunteți în căutare de vreun joc, din câte am văzut, Gold Rush-ul nu mai este pe listă, din cauza că este sold out, din păcate, dar pentru orice alt joc, eneba.com este cea mai bună sursă. Ei bine, acum, pe Gold Rush, trebuie să ne apucăm de muncă, fraților, pentru că nu mai am niciun fel de bani, mai am 29 de dolari, nici măcar de un hamburger nu mi-ajunge dacă aș trăi în Elveția. Așa că să-i dăm brice, avem aici, pe ăsta îl pornim după aia, vreau să mă uit un pic la procentajul covorașelor și al găleților. La găleată avem 9%, la covorașe, vai de mama mea, 1%. Deci sunt vai de mama mea, ce să mai. Vai de mama și de om, ce să mai. Bun, hai să mergem, ne apucăm de treabă aici. Evitam să fac un clip ca ăsta, dar asta este, trebuie să facem, nu am încotro. Și anume un clip de ăsta pus în continuu doar pe minat. Așa, bun. Așa, să-mi reintru în formă. Să-mi reorientez cupa, mă gândesc serios la achiziționarea unor angajați. Pe ce am călcat? Pentru că vreau să îmi măresc sau să îmi sporesc viteza cu care eu lucrez pe acest loader. Like, mi se pare foarte, foarte mică viteza. Cineva spunea în comentarii, la un moment dat, uite, o să-l pun așa, sper să nu cadă, nu cade, o să aprind și lanterna. Cineva spunea că aceste furtune ar cam trebui înlocuite, o să mă uit la ele, căci că din cauza asta ar merge atât de încet. O să-i dăm aici acolo la part analyzer, să vedem dacă sunt în condiție bună, 84% durabilitate. Bă, na, nu cred că... E ceva neregulă cu asta, nu? 73. Oricum eu în momentul de față nu am bani ca să pot să schimb hidraulicele. Deși bănuiesc că nu vor costa cine știe ce, dar chiar și așa, pur și simplu, nu am bani. Ideea e că nu cred că din cauza asta se mișcă el un picuț mai încet. Uite, nu știu de ce are el. Așa a venit modelul, gen cu chestia ridicată acolo. Dar sunt suspect acum. Deci, comentariul l-am pus pe gânduri și zic, bă, or trebui părți la wheeloader-ul ăsta schimbate ca eu să pot să operez mai rapid? O fi? Așa, voi pune acum aici 25, hai că am luat bine. În regulă, ador lumina asta, deci fără ea viața ar fi fost mult, mult mai nasoală. Nu știu exact cum să mai minez, gold nuggets-uri nu prea mai luat. De asemenea, am dat în masă. Cineva iar mă mai întreba și zicea, bă, dar de ce nu mai e acel utilaj cu care tu analizai solul? Pentru că în procesul tău de analiza solul, îți dădea gold nuggets-uri. Și de ce nu mai apelez la chestia asta? Ei bine, nu mai apelez la chestia asta pentru că nu am bani. Asta unul la mână și doi la mână, nu vreau să fac ceva ce deja am mai făcut. Știi, vreau să mențin lucrurile noi, mai ales acum sunt și eu. Tier 3, bă! Tier 3, deci te rogus frumosus. Că avem totuși aici niște potență, suntem și noi aici cineva totuși în toată zona aceasta. Că tier 3 să joci în jocul ăsta, bă, e multă muncă, e foarte, foarte multă muncă. Așa, tatile, frumos, hați! Ala e, 50% baby, 48, what the fuck, man, a mai rămas ceva în cupă, ce naiba? Nu, n-a mai rămas nimic. Curiosus și după aia, da, o să pornesc. Al comentariu îmi spunea că... Deci am multe comentarii cu sfaturi, care nu funcționează neapărat. Da, așa sunt sfaturi, na. Și al comentariu zicea asta, și anume... Dă-i, pornește generatorul și cu pompa și până vii tu, și te duci, umpli prima dată cu 4 cupe... Tot ansamblul ăla de minat, după care îi dai drumul și până procesează el alea 4 cupe, tu te duci, mai aduci o cupă, mai aduci o cupă și așa mai departe și niciodată nu vei rămâne fără țărână. No, asta în condiții optime, eu înțeleg, da, odată și odată tot va trebui să oprim sistemul, deci clar nu pot să mă țin la el nici așa, dar ca idee... Asta ar fi în condiții optime. Dacă mai fac eu o întoarcere de asta, că mă mai uit un pic pe la lumină, dacă nu știu ce,
Apoi aia e, te-am pupat bobiță, trebuie neapărat să o facem din nou, știi, că trebuie să mă duc, să opresc, să nu știu ce, să alea, alea. Așa că cel mai bine... Aaa, ușor, 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 da, așa. Vezi, uneori nu mai pot să mai pun frână, așa că cel mai bine fac o amestecătură de lucruri. În sensul că, uite, de exemplu, acum, trebuie să-mi drept un pic în sus. A luat tot? Se pare că da. Spre exemplu, acum facem 100%, da? Bun. Păi, fiindcă el va fi 100%, o să ia un pic să proceseze toată țărâna aia. Așa că eu o să mă duc să mai iau o cupă între timp. Dar după cupa aia, o să mă duc să opresc sistemul. Știi, o să stau un pic să-l termine și pe aia o să mă duc să-l opresc. Pentru că el procesează țărână mult mai rapid decât pot eu aduce. Ok. Hați! Și chiar dacă aș fi stelar... Chiar și în condițiile alea, tot ar trebui să opresc sistemul odată la 4 cupe. Dacă calculez cum trebuie. Ușor. Așa, pe ăsta pot să-l poziționez de acum ca să am timp. Las motorul pornit și pun frâna de mână. Acum mă duc rapid, 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 rapid. Hai, am zis rapid! M-am blocat pentru o secundă acolo. Să sting lumina. Și băgăm așa. Nu pompa niciodată prima și prima dată. Bine, eu am țărână, așa că n-ar fi neapărat o problemă pompa. Îi dăm aici start la electrică și îi dăm și aici start la pompă. Cred că ar trebui să întorc eu pompa invers. Aoleu, lasă grillul mă mâncava și iar tot îmi zice asta de grill în continuu. 90% baby, hai să vedem. Și mai am eu timp să mai aduc aici un... Da mă, da, 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 știu miners grillul, știu, dar ne descurcăm și fără el. Chiar dacă pierdem niște aur, nu o să pierd tot aurul. O să pierd niște aur. Dar și curățenia când o fac, a? Iau din toate. Gata, l-a umplut? Holy shit, l-a umplut deja, ok. Bă, gata, am înțeles, ok, știu. Ce joc și ăsta, crede că eu nu știu asta. Poți să dezactivezi, apropo, tipsurile? Mie îmi trebuiau tipsurile astea. Adică până acum ele au fost întrebuincioase. Așa că le-am lăsat. Ia să vedem la cât la sută e și după ce punem ăsta, să vedem dacă putem să mai aducem una, dacă nu, oprim sistemul. Hop, 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 20%. Iii! Vezi? Deci, nu merge. Eu am plecat de la 100%. Aoleu, nu, nu, nu. Stai așa, mă duc să-l opresc după, opa, opa. Dar ce mă, că am pus frână? Ați. Așa, cred că ar fi bine să ne luăm din timpul ăsta de 20%. Ați văzut, da? Deci de la 100% aproape... M-am dus, am luat o cupă și deja am rămas la 20%. Deci n-am cum să mă țin cu o singură cupă. Exact ce ziceam. Nici eu nu mă așteptam sincer să meargă chiar așa. Ok, fuș, 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 fuș. Gata? Da, gata. Hați. Stop, baby, stop, baby. Și dăm și aici și un stop. Ja. Gata, fraților. Bun. Perfect. Hai să vedem că avem noi aici la settings și game. Avem tips. Avem așa. Golag is digging helper mouse, așa, intense, running background, units show FPS, head bobbing language difficulty, well shit, nu mi-apare, am descoperit undeva chestia asta odată, dar nu mai știu unde, poate la advanced, nu, mă, normal și normal, la game ar fi trebuit să fie dificultate, language, head bobbing, autosave show FPS, units type, metric, Celsius, prompts, ăsta e, prompts. Adică, normal, ăsta ar trebui să fie după calculele mele. Da, nici nu mai știu, mi se pare că nu mai am în magazin acolo, magazin, mă rog, la smelteală, mi se pare că nu mai am niciun aur detopit. Sincer, m-aș cam duce până în sat doar așa să mă asigur de treaba asta. Un picuț, doamne! Trebuie să vă spun că îmi dă puțină... Aaaa, uite mă, ce ai făcut. Uite, știu ce prostie am făcut, am luat-o pe scurtătură. Fii tu atent. Pot să mă folosesc. E, te vezi, mai puțin și da, asta s-a dus naibii toată procesarea, vezi? Da, trebuie să vă spun că îmi creează un pic așa anxietate faptul că nu am bani. Și eu trebuie să plătesc astăzi peste 20.000. Nu știu exact cât, că n-am vrut să stau să calculez cât, n-am reținut suma aia fiind atât de mare, dar ce e lesne de înțeles e că nu am banii necesari. Așa că treaba asta îmi dă niște anxietate.
Este ora 4 și 11. Dacă eu după... Eu pot să minez toată ziua acum. Pentru că după ce minez, eu trebuie să mă duc să spăl tot. Trebuie să mă duc după aia să smeltesc aurul. Și după aia trebuie să mă duc să-l vând ca să fac bani să pot să plătesc eu ziua de azi cu totul, pentru că am lucruri închiriate. Am lucruri... Am multe, ok? Am foarte, foarte multe. O să facem totuși, o să facem o spălătură. Asta cea mai probabil se va întâmpla în episodul următor. Vreau să văd acum cât reușim să umplem. Asta e foarte, foarte important. Ușor. Mă, ce-am mai dat? Mă, trebuie să iau ăla de acolo, că mă cam încurc așa un pic. Știi ce? Cred că ar trebui să... Ia stai așa o leacă. Cred că ar trebui să pun eu ăsta jos și să luăm un pic partea asta. Uite, uite așa. Ai văzut-o? Dar cred că odată ce vin, trebuie să-l las. Mi-e greu, mi-e foarte greu. Trebuie să-l las și în jos. Ia. Yeah. Da, uite așa. Și acum am luat partea asta, acum pot merge și eu cu excavatorul. Ok, în partea aia. Cu wheeloader, mă rog. Excavatorul, wheeloader, încărcător frontal, cum spunea cineva. Vezi că traducerea aia în română e de încărcător frontal. Mulțumesc! Mulțumesc! E cam o descriere motamo, încărcător frontal. Ok, o să folosesc denumirea asta de acum încolo. Haide și ea. Hats, 50%. Oh, ușor, unde te duci? Oh my god. O secundă, mi se duce în spate. Sunt tare, tare curios. Bă, dar chiar, bă, după ce umplem 100%, să mă duc să văd dacă pot angaja pe cineva. Mai am eu bani? Dar vreau să văd dacă avem acolo o posibilitate de angajament. Ca să văd dacă pot să măresc skill-ul pe wheeloader. Tare curios la treaba asta. Tare, 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 tare curios. Bun, o îndreptăm în jos. Și în timp ce mergem... Fii atent, îndrept cupa. Mă rog, am îndreptat-o și în sus și în jos ca să pot să o iau cât de cât, cât de cât. Așa, mă, frate. Deja ne ducem un jos de tot cu țărâna. Sper să găsim. Dar nuggets-uri? Nada, ioc, canci, nema, nimic. Bă, zero, bă. Deci mi-e o ciudă de nu vă spun. Nu mai pică nuggets-uri. Cred că e o chestie, știi? Asta o bănuiesc eu de foarte mult timp la joc și anume că... Oh, oh, shit, mai am aici ceva? Pare că nu. Și anume că, bă, dacă ai ajuns la tier 3, gata. Adică ți-am servit niște nuggets-uri până acum, ca să te ajute și pe tine un pic să ajungi în punctul ăsta, dar deja acum, adică mai ansamblu, așa că vei câștiga unde ai ajuns de mult aur. Să-ți iasă-și prin piele și nu te mai ajutăm cu nimica. Așa mă gândesc că ar fi treaba. Ok. Hai că nu sunt plin, hai. Încă un pic. Stai. Aha. Uite-mă că nu mai vrea. Să mă duc un pic mai încoace? Jos. Gata, mă, acum a vrut. Acum a vrut. Asta este ultima cupă și deja mai facem 100% încă o dată. Și-i dăm un pic startul. Și abia motorină mai avem, cam slab cu motorina. Mai am în caz de urgență niște canistre de motorină pe care le țin tot așa. În caz că mi se defectează ceva din lipsă de motorină, e bine să le am acolo. Hai că am luat curba asta ca o șosetă. Hats and hats. Ala a fost. Bun, nici nu mă mai chinui să mă duc să poziționez excavatorul și așa, pentru că ați văzut că nu câștig decât o singură cupă. Atât. Așa. A pornit sistemul. Îi dăm și aici. Aș putea să mă duc. Hai să vedem dacă putem să mai luăm încă una. Hai, tati, că ți-am dat frâna de mână. A, lol. Ok. Hai, fugi. Aici am și un pic de deal după ce dau în spate și îmi revin. Am un pic de deluleț acolo care mă cam omoară la viteză. Am și presiune pe mine. Trebuie să mă mișc rapid. Hai să luăm din partea asta de aici. Uite, de aici. Gata, cupă plină cu spatele. Let's go! O, ce curge acolo, o, ce curge! Doamne, ești atât de curios. Mai avem o zi până în vară, apropo.
Deci suntem, suntem pe bine, suntem chiar, chiar pe bine. Opa! 223 de grame, se pare că am nimerit un gol nugget. Aha! Avem primul nostru aur! Oh my god, nu cred! Oh my god, oh wow, mă simt mai safe acum. Pune-o și pasta, procesează-o aici. Așa, 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 dă-i cu procesarea. Dă-i cu procesarea. Oh, da. 223, frumos, frumos, frumos. Fiindcă nu mai am acele notificări în stânga sus al ecranului, nu mai mi-arată acum că am primit un gol nugget, dar, hei, am văzut acolo cum s-a schimbat suma. Nu știu dacă am primit unul de 223 din prima sau câteva până acum, dar acum le-am văzut și astea sunt ale mele. Am oprit apa prima dată pentru a nu se duce aurul mai departe. Perfect, hai să ne uităm un pic la ele. Avem 30% se pare astea băgate. Bă, băieți, nu e rău. 24 asta de aici. Ok, greata 32, asta 24 și mai avem și mosurile pe acolo. Băi, avem 4 de aici. Wow! 8! Wow! Bă, avem multe rău de tot. Mi-e ciudă de astea, știi, pe aici, că scapă, fiindcă nu am plasă. Dar am putea să mergem să facem niște bani acum și să punem niște plasă. Să ne asigurăm că luăm maximul posibil. Hai să mergem să-l punem pe ăsta la smelteală. O să opresc, bineînțeles, motorul la excavator. Și așa știu sigur că ce mai minez, nu minez de ampulea, practic. Și câștig și eu aici absolut tot. O să opresc și lumina asta. 98%, doamne, eu pe asta... Nu mai opresc, bă, ceai. Bă, eu pe aia pot să o las în continuu să ruleze. Nu o să-mi consume motorină, cred că, deloc, niciodată, practic. Adică să rămână pe zero. Like, never, ever. Bun, bani o să am. Hai să luăm și ăsta. Da, e o idee bună să mergem să facem plină odată ce am luat bănișorii. Gata, fraților, am dat de bani acum. Hai să purcedem. O să merg prima dată și voi întoarce rezervorul. Așa știu și eu. Și eu cam rezervorul plin. Și în caz că o să-mi trebuiască după aia la excavator, să am posibilitatea asta. A, da, și ziceam și de angajați. Da, 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 da. Mergem și ne uităm. Gata. Zi aici, băiatul meu. Așa, tata. Bun, hai să mergem la, să vedem dacă am posibilitatea de angajați, pentru că îmi iau unul dacă pot. Mai ales după ce fac bănișori acum. Bă, nu înțeleg de ce nu merge, mă. 20 hired, 18 new. Awaiting money 30, cost of fire 0, money 30. Păi da, atâția am eu, dar nu înțeleg de ce mi-apar astea, dar nu merge. Nu știu dacă e vreo eroare la mine sau ceva. Normal, acolo mi-ar fi trebuit, nu, niște angajați acolo să apară. Like, chiar nu înțeleg de ce nu am listă cu ei. Nici măcar unul de atâta timp. Poate am făcut eu greșeală că l-am angajat pe unul odată și pe l-am concediat când am aflat că de fapt el nu lucrează, ci e de fapt un upgrade al skill-urilor mele. Tot. Mi se pare super dubiosus. Super dubiosus. Și tind să cred că este un bug de la mine. Așa mă gândesc eu că ar fi. A, încă ceva. Cred că o să ne trebuiască foarte, bă da, foarte multe găleți. Cred că mai multe decât am eu acum și mi-aș mai lua niște găleți. Ah, ce m-am speriat, am crezut că am pierdut cisterna. M-am uitat în spate, n-am văzut nimic. Lels. De era ascunsă un picuț așa după curba aia. Oh! What the... Ce, unul mai în capotă? Bro! Bro, am făcut accident și am explodat! Nu mai am capotă! Pot să-mi cumpăr capotă? Oh my god! Am venit prea repede! Ok. Și cisterna mea unde? Stai un pic, s-a dus în spate. Unde căcate cisterna? Bro, o fi sărit pe aici, s-o fi gliciuit pe aici. Ideea e că nu pot să sar pe aici pe niciunde. Stai un pic, că vreau să văd dacă e partea asta. Și am rămas fără capotă, gata. Ori eu pot să mai îmi cumpăr o capotă? Hă? Ceva pe aici? Nu e. O fi în... Fi resetată în bază? Gălețile văd că mi le-a dat la fel. Like, nu înțeleg aia din spate. Bă, da, s-a auzit sunul de explozie, știi? Deci clar, cumva, noi am explodat adineauri. Ok.
Oi găsit cisterna totuși la magazin? Well, that was interesting. Nu mi s-a mai întâmplat chestia asta până acum niciodată, să explodez. Oh, să rămân și fără capotă. O să mă uit la magazin să văd dacă pot să-mi iau capotă. Da, o să trecem un pic. Nu, dacă iar sare, nu știu ce mai sare. Acum motorul nici nu-l văd de aici, trebuie neapărat să mă apropii foarte mult. Știi ce? Mergem să ducem aurul răzmeltit și după aia mă uit după o capotă. Toamne, nu știu pe unde să găsesc o capotă, ești nebun. Avem cisternă aici? Oh, shit, nu-i cisternă acolo. Fii atent că am pierdut o cisternă. Bă, când am bani, testez, mi-au o cisternă și mai fac un accident cu ea să văd dacă explodează și după aia rămân fără ea. Că dacă e așa, e interesantă treaba. Nu mă ajută cu nimica, dar e o descoperire interesantă. Avem ceva aici? Avem o dudă. A, fiindcă n-am bani, oh my god, sunt obligat să... Ok. Da, dăm 35 de grame ne-smeltit, după care mă duc și smeltesc restul. Și mi-a 628, 178, ok, smelt de gold. Bun, și mai am 9 grame, le vând și pe alea aici. Uite aici, sell pentru 157. Este în regulă. Este foarte în regulă. Afaceri, tatile, afaceri. Asta este. O ușor, o ușor. Știi ce? Acum am putea, de exemplu, încep pe game și la prompt să-i dăm enable, pentru că vreau să văd când se va face aurul. Așa că vreau să mă atenționeze cumva acolo. 157 dolari doar. Da, că am plătit pe toți pentru a smelti aurul. Damn, son. Iată cum merge băiatul vostru fără capot, așa frumos. How, how. Vezi? Așa am și calculatorul. I-am scos panoul lateral, pentru că chiar dacă e geam și e geam de ăsta așa gen tratat, împiedică airflow-ul. Așa și la mașină. Ok, aici nu cred. Cred că aici la spare parts ar trebui să fie o capotă, dacă jocul mi oferă posibilitatea asta. What the fuck is this reinforced conveyor belt? Holy shit, man, câte avem pe aici. Ok. E nasol, eu nu vă capote. Well, shit. N-am capotă. Poate ceva, arunc capa și pe lângă așa. Vedeți voi ce fac capotă, că eu nu văd nicio capotă. Nope. Nope. Well, shit. Și dacă mă duc la parts aici, pot să analizez diferite părți, dar nu mi-a apare capota. Pot să mă opăr la mijloc, așa măcar pe la balamale, unde odată a fost capota? Nu pot. Bateria mai ține? 100% se pare. Ok. Astea pe față, că au trecut și ele pentru un șoc. 56, respectiv 59. Iar astea pe spate, cred că tot cam așa. O, 81, n-au treabă. Deci, realistic, cele pe față se tocesc mai rapid. Ar trebui să schimbăm și roțile, dar nu, acum, ci în curând. Cred că, cu părere de rău spun asta, cred că de acum acolo vom conduce o mașină fără capotă. Da. Nasol. Și totuși, unde pisici e cisterna mea? Mă bazam și eu. Dacă m-a lăsat fără cisternă, am îmbulinat-o rău de tot, că n-am bani să-mi iau alta nouă. Bă, dar rău! Am ieșit mai mult pe minus decât pe plus, faptul că am plecat acum în sat, ești nebun. Urât, urât. Hai să dăm timp un picuț, să stau la settings, la game și dăm time scale maxim 12. Bun, așteptăm un picuț, acum timpul merge. Aș fi dorit să pot să dau timpul, wow, mai rapid, dar se pare că nu merge. O, Frănescu. Și acum voi aștepta să mi se facă lingă ăsta de aur. Doamne, ce dubios că nu se vede motorul. Se vede doar din anumite unghiuri, nu știu. Uite, așa da, așa nu. Așa da, așa nu. Foarte dubios. Foarte, foarte dubios. Hai mă, cu timpul ăla. Avem totuși. Sora 4:30. A, mi-l dai așa? Nu mi-l dă, fii atent. Ce mai are ăsta pe aici, să vedem. Un dirt bike, era fain să putem să-l luăm pe ăsta la o tură.
Altceva pe aici nu prea. Ah, story! Ok. Ia uite aici, am găsit-o. Și ce zice asta? Check at the end of your journal to read more. Bă, asta n-am înțeles-o până acum. Like, dau stories aici. Workers, each worker has three levels, levels of specialization. Each level brings some new perks to the worker's efficiency. If you ever want to upgrade the worker, then just select him in the hire tab and choose upgrade. Every time you upgrade the worker, it costs money. The costs depend on the specialization. Let's come on end these. That require more skill cost more. When you reach level 3, you can try to retain your worker for a specific specialization with money. Ok. E de bine de știut asta. Putem să ne upgradăm. As bueno. Și acum... Op, nu pot să trec aici? Ba da, pot. A? Aia a fost bun. Acum direct pe gameplay. Direct pe timp. Direct pe apply. Timp real, te rog frumos, ca să am și eu timp aici. Bun. Pune aici pe o băncuță sau lângă ea, mă rog. Hai să mergem să-l vindem pe ăsta, pentru că cu siguranță mai trebuie să mai cumpărăm o cisternă. Nu știu de ce presimt eu treaba asta, nu mai știu cât costa asta. 4.000 și ceva? Sper, sper să nu fie aia la 10K. Sper. Iar am dat. Mă aud cum se aude, deci că explodează ceva. Se aude foarte tare. Holy shit. Frână, frână, frână. Hai, hai, te rog eu să fie un preț de la bun de tot, așa, o nesimțire de așa 6700. Dar încotro. Ah, uite că toți suntem aici, avem la loans și plătesc zilnic 25.000. Aoleu! Fraților, e mult, credeți-mă, 25.348 de dolari este extraordinar de mult. Ah, de fapt plătesc 30.000, nici de cum 25.000. Pentru că mai am și lucruri închiriate. Deci, ia-o pasta. Acum, hai să mergem. Hai să mergem în bază, pentru că vreau să văd dacă mi s-a teleportat acolo cisterna. Pentru că dacă nu s-a teleportat acolo cisterna, e clară, sigură treaba. Trebuie să cumpărăm alta, pentru că s-a glitchuit cumva între, nu știu, dincolo de gardurile alea. Habar n-am cum Dumnezeului s-a întâmplat treaba asta, dar știu că s-a dus pe apa sâmbetei. M-am uitat pe aici, dar nu, n-am văzut absolut nimic. Deci, ca idee, aveți mare grijă cum conduceți atunci când băgați viteză. Dacă trebuie să faci o curbă, evident, direcția nu mai ține. Și dacă te lovești cu viteză de ceva, adios, remorcă. Că bănuiesc că așa se întâmplă cu orice tractez, nu doar cu cisterna. Așa că, aviz amatorilor, nu vă sugerez treaba asta. Ușurelus, motherfucker. Nu știu, mă ia așa viteza, înțelegi? Bă, am geamul din dreapta spar, mă. Ce mi se pare murdărel așa comparativ cu parbrizul? Am, mă, ce mă ține? Of, și un cartof că nu mai fac eu așa progres. Uită-mă aici, mă, mi s-a resetat, bă. Păi și capota? A, capota mea a dus naiba. O să cuplesc cisterna. Pentru că data viitoare când mergem trebuie să o umplem, normal și ideal era acum, dar, na, shit happens, așa că nu am ce să-i fac. Eu zic, păsărele, se pare că vine vara. Nice! Pe mă bucur, bă, băiatule. Bun, mă, fraților, o să parchez aici. Ai, că a fost interesant, a explodat, dracu, mașina, deci. Am făcut-o și pe asta. Și data viitoare, oameni, oh, shit! Și data viitoare ne întâlnim cu clean-up-ul, așa se zice, atunci când minezi aur, adică cu rățenia. Și vom lua tot aurul pe care îl vedeți voi pe aici, toate astea vor fi 100%, voi lucra eu offline, așa că stați aproape că episodul următor o să fie super mega interesant. Până atunci, o seară frumoasă, v-am salutat, pa, pa!